te mai chinui cu cine să te înțelegi, cu cine să stai, unde să stai, ce să faci, cum să fii, pleacă. Pleacă și înțelege că lucrurile nu mai sunt și nu o să mai fie. Nu o să mai fie așa niciodată cum au fost. Cineva o să-ți deschidă ușa și cineva o să închidă casa cât mai cu mai multe lacăte ca să nu intre. Și acceptă lucrul ăsta și pleacă unde nu te simți bine, de acolo pleacă, de acolo, și rămâi numai acolo unde te simți bine vibrațional. Nu mai ai nevoie de problemele nu știu cui, da? Nu ai nevoie, nu ai nevoie. Tu alegi. Tu alegi cum mergi mai departe și cum ție viața și cum... Vai, dar nu pot, dar sufăr și trebuie să mă duc să lămuresc cu nu știu ce prieteni sau cu nu știu ce familie sau cu nu știu ce... unde am lucrat sau că nu știu ce... Da? Să lămuresc. N-ai ce să lămurești. Acolo nu mai e nimic de mult. Ia, s-a întâmplat transferul energetic și nu mai ai nicio treabă cu nimic și cu nimeni. Da? Cum se întâmplă ceva și simți și nu înțelegi, domne, fac asta, nu fac asta, imaginează-ți energia ta și atât, da? O clipă de meditație, doar tu cu tine și primești toate răspunsurile dinăuntru. Da, am încercat, dar n-am primit. Rău ai încercat. Ai stat un minut? Un minut. Stai 2 minute. Simte. Simte, e foarte simplu. Simte doar... simte nimic. Da? Vai, dar nu simt nimic. Asta e. Acolo. Acolo. Și nu vine niciun răspuns. Asta e. Și după, te duci în treaba ta, te duci să speli farfurile, te duci, da? Te plimbi, ai treabă. Te duci cu treabă și odată îți pică fisa. Îți vine răspunsul care îl așteptai și credeai că îl primești atunci. Da? Asta sunt exerciții și... cu cât mai mult meditezi, adică simți organismul, e ca și un răspuns. Spune ce vrea și despre ce e vorba. Îți spune energia și forma. Da? E organismul tău. Conține energie și formă. Atât ești tu. Atât. Și după aia vezi ce experiențe, de ce experiențe ai nevoie și cu cine și unde trebuie să fii ca să... Da? Și iarăși de tine depinde dacă simți că, domnule, nu pot, trebuie să mă duc să mă lămuresc, că așa am făcut. Am plecat, m-am rupt, iar m-am dus înapoi, iar m-am rupt, iar m-am întors înapoi, iară de vreo 3 ori. Fiecare diferit înțelege, fiecare diferit rupe, unii sunt mai curajoși, au rupt și gata, da? Dacă o zis omul, gata, e gata, chiar dacă e aruncat în spațiu și... își adună frântura care el s-a întors de câteva ori, dar nu știe, sau ea s-a întors, dar nu știe că s-a întâmplat, nu mai trece prin așa ceva, pentru că a înțeles despre ce e vorba. Dar eu am avut nevoie să mai trec, să alerg de nebună cu bagaje, să car cărțile, să car hainele, să car... Doamne, când mi-aduc aminte. De câteva ori, zici că eram nebună, dacă mă vedeam, dacă mă vedeam eu dintr-o parte, cu ani în urmă, prin ce o să trec, tot asta vedeam. Dacă aș fi, dar alții ziceau, și ziceam, mamă, cine știe prin ce trece, și de fapt era despre tine vorba, despre tine, adică despre mine. Zicea, Doamne, dacă știam că trec în așa ceva, nu mă băgam. Ei, nu, cine te întreabă, da? Transfer energetic, ruptura și drum bun.